conceptul ăsta nu se simte acasă. Eu am fost chemat pentru o conferință azi dimineață la Facultatea de Jurnalistică și am aflat că azi după masă are loc o lansare a cărții domnului Adrian Paparaci. Și mi s-a părut inadmisibil să nu mă strecor și eu în această echipă, din mai multe motive. Întâi, pentru că nu pot să-l întâlnesc pe Adrian Paparaci fără să mă gândesc la Marian Paparaci, un om de care am fost apropiat, un om pe care l-am admirat, unul din puținii oameni întregi pe care i-am cunoscut. Când spun om întreg, mă gândesc la cineva care, pe lângă că e un savant de prima mână, se și bucură de ceea ce știe, îi face și pe alții să se bucure de ceea ce știe și se bucură și de lucruri care nu-s neapărat savante. Un om de plin. Și îmi amintesc cu mare melancolie de dispariția lui prea rapidă, pentru că ar fi fost una din mințile cele mai importante ale unei românii oarecum dezorientate. Dar îl cunosc și pe Adrian. Nu că îl cunosc de când era mic, dar îl cunosc în varianta lui matură, ca un savant extraordinar, drept care a și ajuns la gradul academic de lector în Universitatea de Cluj. Un om cu o performanță științifică de prim rang, un om cu care s-ar mândri orice facultate, orice universitate din lume și care aici a ajuns să fie atât de disperat, cred, încât a hotărât să intre în politică. Îmi place Adrian Paparaci nu numai pentru că și el, ca și tatălui, Anchize, este un om cu o știință de carte impresionantă. Dar îmi place ceva care îmi place rare ori, fiindcă nu întâlnesc tipul ăsta de om. N-am în cap decât o expresie englezească pentru ce cred că l-ar putea caracteriza pe Adrian Paparaci. He is nicely old-fashioned. Are ceva vechi, are o patină a unui tip uman care e pe cale de dispariție. Și asta înseamnă și un anumit tip de civilizație, asta înseamnă un anumit tip de educație, asta înseamnă un anumit tip de prezență într-o lume în care se vorbește cu prea mult patos despre nou, despre noutate, despre tot ce înseamnă agitația unei permanente acomodări la ceva care e într-o perpetuă mișcare. Eu sunt un mare iubitor de Caragiale și, după cum știți, Caragiale avea obiceiul să spună din când în când: sunt vechi, domnule. Așa de vechi e Caragiale că și atât de actual. Prin urmare, vechimea rentează. Mai știu că am avut un pictor mare, Gheorghe Petrașcu, care nu avea alt tip de superlativ pentru orice întâlnea, fie vin, mâncare, nu știu dacă femei, dar în orice caz, pictură mai ales, spunea vechio. Asta însemna extra, minunat. Ei, îmi place să recunosc în Adrian Paparaci o croială de care avem nevoie, pe care o întruchipează cu naturalețe, și care sper să devină un reper în perioada următoare. Acum, fiindcă l-am pomenit pe Caragiale și fiindcă sunt sub impresia unei lecturi proaspete, și anume printul unei selecții de scrisori ale lui Caragiale, care o să apară în curând la Editura Humanitas, și unde Caragiale îi scrie de la Berlin, în 1906, lui Mihalache Dragomirescu, tânăr critic, care probabil că i-a spus că vrea să intre în politică. Și Caragiale îi răspunde. Am să vă citesc ce îi răspunde Caragiale. Ești tânăr și voinic și curat. Nu pot să spui că nu ți se potrivește. Lasă pe contemporan să-și dea meciuri de natațiune în mocirla putridă care se numește politica actuală românească. Tu stai pe mare.
Acum, cu aceste cuvinte în gând, te vezi cu emoție, cu îngrijorare, angajarea politică a lui Adrian, deși știu că e nevoie de asemenea oameni, dacă e să se întâmple ceva normal pe scena politică românească. Sunt cu inima strânsă, dar plin de încredere și știu că, indiferent ce cale o să apuce, Adrian Papahagi are în genele lui incapacitatea de a rata. Așa încât nu pot să îi dau și lui sfatul pe care Caragiale îl dădea lui Mihalache Dragomirescu. În definitiv, Caragiale mai trebuie și contrazis. Și când om avea motive să-l contrazicem cu adevărat, ceva important se va fi întâmplat în România. Adrian, îți mulțumim pentru carte, pentru curaj și îți dorim succes.